Bună, dragilor, eu sunt Stella Stratulac, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o rețetă de chifle delicioase cu cremă de portocale. Haideți să pregătim aluatul. Aici inițial am pus 500 de grame de făină, adăugăm un pic de drojdie uscată, mai exact echivalentul la... Adăugăm 500 ml de lapte călduț. Și amestecăm bine și las această compoziție pentru 10 minute. Vin cu 2 ouă, 200 de grame de zahăr, coaja de la o portocală. În total am pregătit 1 kg de făină, deci am adăugat 500 inițial, acum vin cu restul de făină, dar nu adaug din prima toată. La acest aluat se folosește de la 800 până la 1 kg de făină, în funcție de calitatea făinei, cât de mult amidon are făina. Cu cât este mai calitativ, cu atât mai puțină făină se consumă. Mie mi-a absorbit 900 de grame de făină. Acum, când aproape aluatul este legat, vin cu 100 ml de ulei. Se frământă până rămâne vasul curat, relativ curat. Vom pregăti o cremă de portocale. Ce am făcut eu inițial, deci cred că vreo 8 portocale, dacă nu mă înșel, le-am dat prin blender, adică le-am curățat de coajă, apoi le-am dat prin blender și le-am strecurat ca să obțin așa un sos. Observați, nu este suc, care are un pic și de pulpă, dar este foarte fin pentru că am scos toate chestiile alea prin sită, da? Și aici adaug 100 de grame de zahăr, 50 de grame de amidon. Amestecăm totul, omogenizăm foarte bine și punem la foc, amestecând continuu până obținem o cremă delicioasă de portocale. Așa, și am obținut o cremă densă, foarte aromată și foarte gustoasă. Așa, haideți să montăm chiflele noastre. Aluatul arată bine, foarte bine. A crescut foarte frumos. Eu lucrez pe ulei, cum v-am mai zis la multe alte rețete, mie îmi place să lucrez pe ulei. Așa, și acum vom porționa aluatul în funcție de cât de mari doriți să faceți chiflele. Eu mă strădui să-l împart egal. Și le facem pentru dimineață la copii, sau pentru pachetel la școală. Le facem mamei niște chifle delicioase. Dacă i-ați vedea zâmbetul lui Radu, aș putea să vi-l transmit, să vedeți ce fericite în spatele camerei, că el iubește genul ăsta de copturi. Zi, Radu, știu ceva. Place, ce? Așa. Îl palenez nu foarte mult, că oricum vom forma acuși chiflele. Deci un pic le dau o formă cât de cât rotundă, dar nu mă deranjez foarte tare să le fac perfecte acum.
doar un pic să fie adunate. Haideți să vă arăt cum le formăm. Vedeți de ce n-am stat să le fac perfect rotunde? Că nu are niciun rost. Oricum le formăm acum. Venim cu crema aceasta delicioasă, foarte aromată. Le închidem. Țac, țac, de aici. Le-am închis așa. Le întoarcem și le dăm o formă rotundă să fie perfecte. Le dau prin griș înainte de a le pune în tava cu ulei, dar dacă aveți hârtie de copt, pasul ăsta nu-l faceți. În tava aici eu am ulei, deci le-am pus pe ulei, dar pentru că eu le-am înghesuit un pic când n-am vrut să murdăresc altă tavă și le-am cam înghesuit aici, vin acum cu deci am aici 100 ml de suc de portocale și 50 ml de lapte și torn această compoziție deasupra și vă zic imediat, eu v-am mai arătat la alte copturi de ale mele chestia asta. Deci ca să obținem un aluat foarte pufos, este bine aluatul să fie foarte moale, da? Dar ca să-l formăm pe aluatul ăla moale, nu este chiar așa de ușor, adică mai ales cum am făcut eu chiflele astea cu umplutură, este practic imposibil să lucrez. Nu chiar imposibil, dar este cam greluț, da? Și ca să obținem niște chifle foarte, foarte pufoase, aplic această metodă, pentru că acest lichid va fi absorbit în timpul coacerii de aluat și în felul acesta obținem niște chifle, în general niște copturi foarte, foarte gustoase. Așa, deci ca să fie peste tot acest lichid, așa, și acum vin și cu ou deasupra și lăsăm chiflele noastre să crească. Deci nu le punem acum în cuptor, le lăsăm un 30 de minute să stea, să se odihnească frumos și să crească. Dar lichidul îl turnăm atunci când le-am montat. În felul acesta, aluatul ușor, ușor absoarbe din el și se mai absoarbe în timpul coacerii. Eu v-am mai arătat cozonac prin metoda aceasta, deci o aplicați pentru că este o metodă foarte reușită. Eu m-am inspirat de la italieni, de la panetone, cum pun ei untul așa și atunci mi-a venit ideea eu să pun lapte sau suc sau alte chestii. Deci, practic, am preluat metoda de la italieni, de la panetone. Inițial coacem timp de 15 minute la 150 de grade, apoi mărim temperatura la 180 de grade și mai coacem 20 de minute. Vreau să vă zic ceva, adică ceea ce am uitat să precizez atunci când am pus chiflele la copt. Deci le țineți pe partea de mijloc, în jur de 15 minute, deci atunci când stau la temperatura de 150 de grade, se păstrează în cuptor pe partea de mijloc, apoi le mutați pe partea de jos. Și atunci nu o să aveți probleme, o să se facă, vedeți, s-au făcut foarte bine, au talpă, tot s-au copt excelent. Deci nu aveți nicio problemă cu ele. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați fost cu mine și de această dată și vă aștept și la alte rețete de ale mele.